Cu acest episod începem o nouă serie despre toate religiile mari din lume. De exemplu, pentru că este primul episod, începem cu creștinismul, deoarece sunt 2,5 miliarde pe hârtie de oameni care se identifică ca și creștini. În următoare să avem budism, islam, iudaism și așa mai departe. Centrul creștinismului este nașterea, viața și moartea lui Hristos. Creștinismul a început cu un grup foarte mic de oameni, însă văzând 2000 de ani mai târziu și 2,5 miliarde de oameni mai târziu, numărul acesta mare de oameni, istoricii spun că e posibil să fie cea mai de succes misiune spirituală din lume. Și fără să o mai lungim, haideți să începem să vedem câteva lucruri fascinante sau bine de știu despre creștinism, fie că ești creștin sau nu. Haideți să începem! Începem cu câteva credințe de bază. Creștinii, în general, sunt monoteiști, adică cred într-un singur Dumnezeu, care în acest caz se întâmplă să fie împărțit în trei părți, cu excepția segmentelor de creștinism care cred altfel. Aceste trei părți sunt Dumnezeu în sine, Tatăl, Fiul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, cel care a insuflat scrierea Sfintelor Scripturi și de asemenea este cel prin care a fost lăsată gravidă Maria, mama lui Iisus. Creștinii cred în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu pentru a deveni Mesia și a mântui omenirea așa cum a fost făcut planul de către Dumnezeu. Acesta a vorbit despre iertare, despre bunătate, ștergerea păcatelor și a reînviat la 3 zile după moarte. Creștinii cred că Hristos se va întoarce cândva la a doua venire pentru a lua pe toată lumea în ceruri sau a reface pământul. Creștinii de asemenea cred în Sfintele Scripturi, într-o colecție de 66 de cărți. Acestea sunt împărțite în Vechiul și Noul Testament. Noul Testament are 27 de cărți, restul sunt în Vechiul Testament. Vechiul Testament este împărtășit cu iudeii, care cred doar în acesta, cu excepția cazurilor în care cred și în Noul Testament, iar creștinii cred în Noul și în Vechiul Testament, cu excepția cazurilor în care nu cred în Vechiul Testament și în care au rescris, tradus și interpretat Noul Testament și Vechiul Testament. Floare la ureche. În aceste cărți avem scrieri profetice și istorice, prin care oamenii sunt învățați istoria poporului evreu, de exemplu, dar și profeții cu privire la viitor și cum să-și trăiască viața de zi cu zi. Simboluri populare ale creștinismului sunt peștele, crucea, desigur, și chiar ancora. De ce ancora? Pentru că au pescuit, au fost pescari primii discipoli, peștele de asemenea din același motiv, pentru că Iisus a dat pești de mâncare, iar crucea pentru că a murit pe cruce. Cele mai importante sărbători creștine sunt bețile de Crăciun și de Paște. Ambele sunt însoțite de cantități mari de alcool și petrecere pentru a se uita suferința, moartea și viața lui Hristos. Hristos, cine a fost tipul ăsta? Cei mai mulți istorici sunt de acord că e posibil că acesta să se fi născut undeva între anul 2 și 7 înainte de Hristos. Este o persoană despre care majoritatea istoricilor cad de acord că a existat în realitate. Nu este un fapt contestabil existența lui. Contestabil de mulți este popularizarea credințelor sale, care e posibil să se fi pliat bine cu ceea ce urma să fie în următoarele sute de ani după învățătura acestuia, un context politic social destul de tumultos și unii spun că popularitatea creștinismului e posibil să fie bazată pe aceste ordonanțe politice care uneau poporul. Una din învățăturile populare a lui Hristos a fost dați cezarului ce al cezarului și al lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Astfel el nu s-a pus ca un inamic al cezarului, care în acest caz era conducătorul, guvernul și ar fi putut să fie văzut ca un liant al poporului. Dincolo de acest aspect despre care vorbesc sociologii, există și aspectul primul 300 de ani în care oamenii care au avut contact aproape de eveniment și-au dat viața pentru a se duce mai departe vorba. Trebuie ambele elemente luate în vedere. Majoritatea lucrurilor cunoscute despre Hristos sunt cunoscute din Biblie, Noul Testament, din scrierile istoricilor sacri și de asemenea din scrierile câtorva istorici de acea vreme în legătură cu probleme sociale care mai apăreau. Conform scripturilor, Hristos a născut într-o familie de evrei, a fost și el desigur evreu la rândul său, tatăl său adoptiv a fost Iosif, tatăl său real a fost Dumnezeu, iar mama sa de naștere a fost Fecioara Maria, care așa cum spune și cuvântul, a fost fecioară, nu a cunoscut niciun bărbat, cunoscut este termenul biblic, femeia nu intrase în cortul nimănui, nu fusese atinsă de niciun bărbat, astfel nașterea a fost imaculată, lucru care este văzut cu mare reverență de Biserica Catolică. Cum am spus mai devreme, adevăratul tată al lui Hristos în acest context este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. O discuție teologică foarte lungă, care ar lua 10 de ore doar pentru a fi explicată, nu dezbătută. Iar tatăl său adoptiv sau de pe pământ era Iosif,
un tâmplar despre care cărțile apocrife spun că nu era cel mai bun tâmplar din lume. Cărțile apocrife sunt o altă serie de cărți, de scrieri, care nu sunt canonizate, nu au fost adăugate Sfintelor Scripturi. E posibil să fie unei versiuni de Biblie în care există, dar iarăși nu sunt luate ca și dogmă, în care sunt anecdote, cel mai probabil cu privire la Iisus, pentru că acestea nu se potrivesc scrierilor clasice. De exemplu, într-o ocazie, Iisus era mic, tânăr, avea vreo 12-13 ani, s-a enervat pe un coleg și l-a blestemat să nu mai vorbească. Anecdote. Prin acestea se vorbește de asemenea că Iisus era un tâmplar foarte bun, tatăl său Iosif nu atât de bun, adesea Iisus trebuind să repare munca tatălui său, însă până la vârsta de 30 de ani toate lucrurile cunoscute sunt anecdotice, nu se poate pune bază serioasă pe ele. La vârsta de 30 de ani și-a început lucrarea de misiune, am putea spune, a început să propovăduiască oamenilor modul în care trebuia să fie înțeles și respectat Vechiul Testament, cuvântul tatălui său. Pentru următorii 3 ani, de la 30 la 33 de ani, a strâns 12 discipoli care urmau să devină apostoli, doar că nu toți 12, doar 11, Iuda a fost ea de pe listă, a fost adăugat Pavel și s-a păstrat numărul 12 pentru continuitate. Numărul 12 are o simbolistică specială în Vechiul Testament și în Noul Testament de asemenea. În urmă, înainte sau în timpul predicilor, nu doar că le dădea de mâncare oamenilor, mergea pe apă, vorbea despre iubire, iertare, înțelegere, vorbea împotriva ipocriziei, ci el mai făcea și minuni, vindeca schilozi, leproși, surzi, muți, orbi, demonizați și așa mai departe. Și foarte cunoscut a devenit după ce chiar a adus un om mort pe Lazar înapoi la viață, iar oamenii au jurat că l-au văzut mergând în mijlocul unei furtuni pe apă. Învățăturile sale se numesc parabole. Acestea erau un fel de metafore, anecdote, povești din viața de zi cu zi a oamenilor care îl ascultau, prin care exemplifica metode de abordare a problemei despre care discuta și avea înțelesuri metaforice pentru oamenii de atunci, dar și pentru oamenii mai târziu. În acestea spunea că trebuie să iubești pe Dumnezeu, să-ți iubești aproapele, așa cum te iubești pe tine, să ierți pe oricine ți-a greșit, atunci când se face un rău, să lași să ți se facă fără să fii rău înapoi la rândul tău. Regretarea greșelilor este esențială pentru viață, greșelile trebuie să fie răscumpărate de la Dumnezeu, să-ți ceri iertare și de la oamenii să nu lași timpul să treacă peste greșeli. A vorbit împotriva ipocriziei, împotriva judecatului celorlalți oameni, a spus că împărăția lui Dumnezeu este aproape, iar această împărăție urma să fie moștenită de cei săraci, mai puțin inteligenți, oamenii de jos ai societății și a spus că oamenilor de sus, bogaților, de exemplu, le va fi foarte greu să intre în împărăția cerurilor pentru că se bazează prea mult pe propriile forțe, iar aceea nu este o meritocrație pentru că nu poți să ajungi vreodată să meriți așa ceva, nu poți decât să primești și să fii mulțumit, fiind mai departe un băiat de treabă. Dacă poți să rezumi tot, fii băiat de treabă, cam aceasta este rezumarea. Aceste cuvinte au fost sumarizate în predica de pe munte, unde oamenii au ascultat, unii cu bucurie cei săraci și neavuți, alții cu mânie evreii care erau avuți și se credeau în pozițiile mai înalte, cuvântul plin de speranță al său. Instrucțiunile și răstălmăcirea morală a Vechiului Testament nu i-a adus cei mai mulți fani în locuri înalte, și aici vorbim despre sinod, despre iudei care aveau poziții sociale sau politice importante. Aceștia au convins cumva autoritățile romane să îl supună unei judecăți, a fost acuzat de împotrivire asupra statului și în mare parte de blasfemie, s-a făcut un vot și Iisus Hristos a fost în urma trădării din partea lui Iuda, care l-a trădat în speranța că va arăta cine e și ce poate și a ajuns în final să fie omorât pe cruce prin crucificare. Guvernatorul roman Pontius Pilat era reticent cu privire la acest lucru, membrii familiei sale, toate instinctele le-au spus să nu o facă, a dat asupra poporului dreptul la vot, crezând că niciodată nu va fi sacrificat fix acest tip de treabă, trebuia să strângă cojones și să facă ce trebuie, însă nu a avut curaj. În Ierusalim, în final, a fost sacrificat jertfit. Vinerea a stat conform scripturilor 3 zile în mormânt, după care oamenii peste tot prin Ierusalim au început să spună, din colțuri diferite ale țării, ale orașului, că l-au văzut pe Iisus în urma faptului că el nu a mai fost găsit în mormânt și de către oameni care nu au știut acest fapt. Iar autorii scripturilor, în acest caz al celor patru evanghelii, Ioan, Marcu, Matei, Luca, spun că Iisus s-a ridicat la ceruri. Biblia!
Biblia constă, sau Sfânta Scriptură, constă în 66 de cărți, scrise de o grămadă de autori de-a lungul a milenii. În Vechiul Testament puțin s-au cunoscut, în Noul Testament mulți s-au cunoscut, aproape jumătate din cărțile din Noul Testament au fost scrise doar de Pavel. Pavel a fost un împotrivitor numit Saul al creștinismului, era evreu, căuta să omoare pe toată lumea. În urma unei experiențe personale în drum spre Damasc, acesta a realizat eroarea căilor sale și a devenit la fel de puternic, dacă nu mai puternic, în promovarea creștinismului, și pe umerii lui Pavel se pune un procent destul de mare din popularizarea creștinismului. Acesta a scris epistole, scrisori altor biserici despre cum ar trebui să organizeze și să-și trăiască viața atât spirituală cât și adesea de zi cu zi. În Noul Testament avem primele patru cărți, cum am spus, acestea se numesc Evanghelii, după aceea avem Epistole, iar la final avem Apocalipsa, care este o carte profetică plină de metafore în care se prezintă sfârșitul lumii și contextul social și politic al acelei perioade. Această carte a fost adaptată și înțeleasă, atribuită vremii în care a trăit, de oameni de-a lungul ultimilor 20 de secole. Aceste cărți din Noul Testament au fost scrise până în anul aproximativ 100, era noastră, iar cartea Faptele Apostolilor este o carte, partea a doua a Evangheliilor, care a arătat ce s-a întâmplat după ce Iisus a murit. Mai departe, creștinismul are o istorie tumultoasă. În primele 50 de zile după moartea și ridicarea celor în rai al lui Hristos, în ziua 50 a avut loc vărsarea Duhului Sfânt, după care se spune că Evanghelia a început să fie propovăduită. Majoritatea celor care propovădeau creștinismul nu propovădeau creștinismul, ci iudaismul. Iisus în sine nu a vrut să fondeze creștinismul, ci a vrut să arate ce trebuia să fie iudaismul, sentiment experimentat mai departe de-a lungul secolelor de mulți oameni care au vrut să reformeze forma lor de experimentare a religiei, ajungem imediat acolo. Majoritatea, deci, erau evrei convertiți la altă formă de iudaism. Iudeii urau această asociere și încercau să distanțeze pentru că era o pângărire în ochii lor a idealurilor, a țelurilor. Conform acestora, Mesia, Meșiah, încă nu venise. Centrul de operațiuni avea loc în Ierusalim, subiect de ceartă, ajungem imediat acolo, și aici au început să fie convertiți tot mai mulți păgâni, non-evrei. În această perioadă, Pavel a fost convertit din iudaism la creștinism și el a urmat să ducă creștinismul peste tot în lume, în tot Imperiul Roman, în Europa și Africa. Dar lucrurile nu au stat mereu super bine. În anul 60, Nero, împăratul roman, a pus vina pe creștini pentru arderea Romei. Desigur, știm că acest lucru nu a fost real, el a fost destul de bun încât să-i dea foc Romei. Au fost prinși mulți creștini, torturați și omorâți cu violență. De-a lungul următoarelor 250 de ani, omorâtul creștinilor era la ordinea zilei și era o formă de distracție, mersul la Coloseum să vezi cum este mâncat un creștin care se roagă în timp ce este ars pe rug. Mai târziu, sub Domitian, creștinismul a fost ilegal. Dacă erai părăcăș creștin, erai prins, forțat să renunți la creștinism. Dacă nu te întorceai la părăcăș, erai omorât. Iar din 303 avem cele mai crunte persecuția asupra creștinilor din istoria acestora, până la Inchiziție, sub împăratul Dioclețian și Galerius, da, au fost co-împărați pentru că imperiul era atât de mare, ei pentru că nu se închinau împăratului, erau văzuți ca și o amenințare, astfel mulți au fost omorâți și ajungem în anul 313, la contextul social și politic despre care vorbeam mai devreme, unde împăratul Constantin, luptându-se cu un imperiu care se destramă, cu prea mulți oameni neuniți de un singur element comun, s-a convertit la creștinism. Crimele, uciderea, inclusiv în familie, sunt fapte cunoscute, istoric, incontestabile din partea lui Constantin, chiar și după ce a devenit creștin. Din acest motiv se discută despre alegerea sa a creștinismului ca și alegere politică, nu spirituală neapărat. În același timp există o serie de regi din Vechiul Testament, iudei, care au omorât și nu și-au pierdut statutul pozitiv în fața clerului, astfel că trebuie luate ambele lucruri în considerare. În 313 a ridicat interdicția pusă asupra creștinilor cu edictul de la Milan, a încercat să unifice creștine în toate variațiile sale și mulți istorici cred că această convertare a lui Constantin a fost un punct de răscruce al creștinismului care a reușit să popularizeze și mai departe mișcarea. Nu mergem departe, în anul 380 era noastră, împăratul Teodosius I numește catolicismul religia de stat în Imperiul Roman. Papa, care trebuia să fie episcopul de Roma, care era în acel moment primul dintre primii, nu trebuia să fie diferență între episcop și papă, însă aceasta s-a creat între timp, a devenit conducătorul Bisericii Catolice și din aceste momente a început să crească reverența față de Fecioara Maria. Au început să fie strânse oase de peste tot, să se pună un preț foarte mare pe acestea, reverență, închinare și așa mai departe. Ajungem în anul 470. Imperiul Roman, cu tot cu ajutorul creștinismului, nu a putut să stea în picioare și a fost împărțit în 476, era noastră, iar în urma acesteia au început să aibă loc diferențe din ce în ce mai mari
între creștinismul în interiorul Bisericii Catolice. Iar în 1054 avem în final despărțirea Bisericii Romane și ieșirea din aceasta a unei grupări separate total, Biserica Ortodoxă Răsăriteană, și rămânerea mai departe a Bisericii Romane sub același nume, fără o schimbare. Din 1054 mi-ar plăcea să mergem mai departe, însă nu. Mergem până în 1095, când încep cruciadele. Acestea au durat undeva la 200 de ani, până în 1230. Motivul cruciadei, am vorbit recent într-un episod, a fost ura puternică între popoare, voiau să o omoare între creștinii și musulmanii, cu inițiatorul fiind creștinul, au vrut să reia controlul asupra Ierusalimului, orașul sfânt. Au reușit creștinii să facă acest lucru pentru o vreme, în unele cazuri, în unele cruciade, dar în final au pierdut. După ce au terminat cu cruciadele, puterea, influența și bogăția Bisericii Catolice nu a făcut nimic altceva decât să crească și să crească. Urmează 100 și ceva de ani fără incidente, până în 1517 la Martin Luther, nu King, ci doar Martin Luther, Martin Luther King, are numele de la Martin Luther, primul reformator, aproape primul, pentru că a mai fost și din 1400, dar Martin Luther a fost primul care a făcut o lovitură destul de serioasă în biserică, încât a pus reformarea pe picioare cum trebuie. În 1517 el a publicat 95 de teze, le-a bătut în cuie ușa unei biserici pentru a se arăta ce este neregulă cu Biserica Catolică, ce trebuie schimbat. Biserica nu a vrut să accepte ce a spus el și pur și simplu s-a trezit că a format o nouă biserică, fără să vrea asta. Printre acestea, el a spus că papa nu are autoritatea supremă asupra Bibliei, nu este singurul care are voie să o interpreteze, Biblia ar trebui să fie tradusă în toate limbile, toată lumea să știe și să o înțeleagă pe cont propriu, nu doar selectiv din ce vrea cineva care îți conduce viața și strânge banii pentru mai multă influență politică. În urma reformării a apărut Biserica Luterană, Calvină și altele, iar această perioadă a dus la nașterea protestantismului. Și baptismul a ieșit de acolo, ca exemplu, baptismul a fost un termen derogatoriu, ca o insultă asupra celor care erau înnecați și se spunea, na, vă botezăm până nu mai știți de voi. În urma reformării și creșterii numărul tot mai mare între protestanți, aceste biserici au început să crească în paralel tot mai mult și ele. Și în final, tipuri de creștinism. Este trei mari, poate patru, dar hai trei. Romano-catolic, catolic, pentru că există și greco-catolic, ortodox sau est-ortodox, dacă vrei să iei așa. Biserica ortodoxă de asemenea este împărțită în mai multe biserici, fiecare guvernată de un sinod sfânt, dar există Biserica ortodoxă română, Biserica ortodoxă bulgară, știți treaba asta, și protestantismul. Roman, ortodox, protestant. Biserica catolică condusă de papă, biserica ortodoxă de sinodul acela și fiecare țară de un episcop. Aceasta nu are o structură similară bisericii catolice, însă între bisericile protestante multe au exact aceeași structură ca și biserica catolică. Printre cele protestante avem biserica penticostală, martirii lui Jehova, adventismul, baptismul, anglicanismul, presbiteriană, metodistă, armata Domnului, evanghelică, luterană, anglicană, calvinistă, metodistă, nu știu dacă am spus, biserica reformată, biserica trinitariană, spuneți în secțiunea de comentarii din care dintre acestea faceți parte. Mai avem menoniți, Quaker, Christian Science, nu știu cum vine în română, sunt oameni care cred mai mult în știință, și altele. În final se estimează că există undeva la 2000 de denominațiuni creștine, cele mai mari sunt cele pe care le-am numit în momentul de față, multe dintre ele sunt recunoscute în România. Și în timp ce toate aceste biserici din cele trei grupuri mari au viziuni diferite, înțelegeri diferite, abordări diferite, unele pur și simplu au fondatori diferiți, dar cred același lucru și țin la istoria lor, astfel că se numesc un singur grup și merg mai departe în sentimentul acestui lucru, pentru că au pornit în locuri diferite ale țării, a venit aceeași idee în mintea mai multor oameni și dintr-o biserică mică s-a trezit cu un lanț de biserici fondatorul, sau fondatorul nici măcar n-a fost în viață până la momentul în care să știe că a fondat cineva o biserică sub numele său. Dar în ciuda acestor diferențe foarte mari, principiile de bază sunt aceleași la toți. Dragostea față de oameni, înțelegerea, nerănirea, făcutul de bine, regretul greșelilor, încercarea de a îmbunătăți, sentimente pozitive în general, în jurul unei entități, Dumnezeu, sau în acest caz la creștin mai ales, în jurul învățăturilor și vieții prin experiența lui Hristos. Și asta a fost tot despre creștinism. Nici nu am zgâriat suprafața subiectului. Mai am un episod cu factoide, episod care ar trebui să dureze undeva la 40 de minute pentru că sunt o grămadă de lucruri interesante de spus despre Sfintele Scripturi. Mai am un episod la care lucrez de ceva vreme despre motivele pentru care oamenii sunt religioși, un episod foarte fain, de-abia aștept să-l termin.
să-l scriu. Mai e de făcut research la acel episod, mai trebuie să studiez, să am citate bune, să am legături bune, ca să aibă un pic de greutate, nu doar să fiu un tip care se plânge, ăla nu-s motive bune, frica de moarte nu-i în fine, nu vă zic care sunt motivele. Mai am un episod despre cele 10 porunci, îmi place tare mult, mai am descris și la el, îmi place cum este, cum se scrie până acum. Și după aceea, cred că asta o să fie structura. Fac un episod despre Islam și după aceea mai fac vreo 3 despre subiecte în care intru mai mult în temă. Foarte interesant, în Islam, în Coran, de exemplu, numele lui Isus este descris de mai multe ori decât al lui Muhammad. Lucruri interesante de știut. Mergi să mănânc cu măr? Am mâncat un măr într-un episod în care am explicat că deja mai este un canal care mănâncă un măr la finalul clipului și oamenii au zis, știi ce? Lui nu-i se potrivește, mănâncă-l tu. Așa e, DSLR Video Shooter, un canal foarte fain dacă vreți să învățați chestii despre filmat. Vi-l recomand, scrieți voi, nu mă mai trec eu link în descriere, că întotdeauna uit. Asta este realitatea. Vă mulțumesc celor care stați cu mine pe live, mai mult acum în secțiunea de comentarii, cât de trip e că vorbesc și de aici și din secțiunea de comentarii, nu? Foarte tare. Spuneți-mi cum s-a părut episodul. V-am mai zis de ce l-am făcut în multă vreme în urmă. Dacă toți sunt așa de mulți creștini, România este țară creștină, ar fi fain să știm câteva lucruri despre creștinism. Nu să am auzit niște bazaconii de te doare capul. Nu este chiar tema cea mai bună pentru canal, însă consider că Venus, Neptun, Pluto și Jupiter au mai mică influență asupra Pământului cu privire la viața de zi cu zi, nu electromagnetism, gravitație, atracție, nevoia unor planete pentru a reuși să scoatem cu ajutorul acestora sateliți sau pur și simplu să aruncăm rachete în spațiu. Cred că este mai important, cred că este mai important să vorbim despre ceea ce ne influențează, să nu zic afectează, ne influențează viața de zi cu zi într-o Românie creștină. Pentru că după ce v-am descoperit la finalul acestei serii, România este creștină. Treacă, meargă. E ca și cum ai zice că ești doctor, dar tu n-ai pus mâna pe o carte de biologie în viața ta. Nu ai cum. De asta zic creștină. Aș băga mâna în foc că nu a citit 1% dintre voi ceva din Biblie, ca să nu spun toată. E o citire foarte interesantă. Nu începeți cu Geneza, ok. Și Exod e ok. Deuteronom, pe acolo începe să strice treaba. Începeți cu Noul Testament. Noul Testament e fan. Și după aceea cu Vechiul, e perfect ok să săriți peste genealogii. În Vechiul Testament, genealogiile au un scop foarte clar. Au fost trecute acolo pentru a se demonstra că există legătură directă între Adam de genealogie, din tată în fiu, între Adam și Hristos. Pentru asta există, sunt trecute pagini întregi, e ce e. Nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, sper să nu cadă mere de ale lui Eva în cap. Eu sunt Alex Cosma și nota viitoare, atenție, cad mere. Share, like și abonare. Share, like și abonare. Și nu fiți răi în secțiunea de comentarii față de oameni de altă religie, e semn de prostie. Îmi cer scuze, îmi pare rău și că spun cuvântul, e semn de minte limitată, din aia de cal, știi, să nu vezi în stânga și în dreapta și pur și simplu că ești diferit, ești speriat, gata, ce fac, nu suntem exact la fel, suntem diferiți. Atei, dacă sunteți între voi, vă rog, nu faceți mișto de oameni, e credință omul, dacă asta îi face plăcere, lasă-l să creadă așa, dacă e un bun, păi, e un extra. Am sărit atât de speriat pentru că nu mai aveam baterie și la camera aceasta, dacă rămân fără baterie, ceea ce tocmai am înregistrat se șterge. Și mi-am adus aminte. Am zis, măi, nu-mi permis să termin mărul. Trebuie să închid camera. Pa!